întrebarea dacă dumneavoastră sau alți membri ai familiei dumneavoastră din țara de migrație ați transferat bani în România aduși personal în ultimele 12 luni. Și iată că sunt 80 ceva la sută. Și prieteni, părinți, familie. Din cei pe care m-am apucat până acum, pentru că acest gând de a cerceta ne-a venit după ce am fost în Spania, din cei pe care am cercetat până acum, 70% vor să se întoarcă în țară. Și o spun fără, și nu sunt cei cu care s-au întâlnit cu noi. Ne-am făcut această cercetare, ați văzut la început, pe internet, cu orice român care se află în străinătate. Din cei care, cu care noi ne-am întâlnit, sunt mai mulți care vor să întoarcă în țară. Adică, de fapt, n-am întâlnit unul care să zică, domnule, nu vreau. Majoritatea a spus, și acum aș veni dacă aș putea. Aș putea, asta sunt obligațiile acolo. Dar ce e foarte interesant, că primele două coloane, adică aproape 40%, vor să întoarcă până între ea. 20% chiar am văzut. Interesant, nu? E, dar corupția este principala barieră pentru care nu s-ar întoarce în țară. Și pe locul 2 este nivelul de trai scăzut. De ce totuși s-ar întoarce? Aveți în stânga pentru a fi alături de cei dragi, pentru a-și petrece în țară anii de pensie și, iată, pentru că au văzut că în România nivelul de trai a început să îmbunătățească. E drept că, cel puțin în Italia, mi-aduc aminte, sunt cei mai mulți plecați de 10-20 de ani, că în România știm unde era pe 10-20 de ani și Italia unde era atunci și acum, efectiv, s-a schimbat proporțiile. Și din ce în ce mai mulți văd că începe treaba să meargă în țară și sunt deschis să întoarcă. Foarte mulți dintre ei spun că ar investi în țară. Domeniile turismul și agricultură. Și aici e interesant pentru că e bine de făcut o diferențiere între a investi și a cheltui. Pentru că, din păcate, au venit mulți bani în România, miliarde, și mulți dintre ei au fost doar cheltuiți. Și știți bine câte case s-au făcut care să îngoare și așa mai departe. Dar iată că suntem noi aici, de la Repatrio, care să ajutăm ca banii pe care îi vor să-i aducă în țară să nu fie cheltuiți și investiți. Da? Și să poată să ajute mai departe și să se simte că fac ceva pentru ei, pentru familiile de ei, sau poate chiar pentru ei înșiși care se întorc. Iată cum vede România. Credeți că situația în România se va îmbunătăți în următorii ani? Aproape jumătate zic că da. 48%. Ceea ce cred că este foarte bun. Pentru cei care au plecat, ați văzut din ce cauză. Mesaje cu privire la intenția de emigrare. Le-am pus această întrebare. Ce i-ar spune cuiva care vrea să plece? Și am scos două. Străinătatea e plină amară, odată cu multe lacrimi. Și se evalueze toate oportunitățile din România înainte de a decide de a se remuta definitiv în străinătate. E foarte interesant că ajung totuși la această concluzie după unii chiar spre 20 de ani. Concluziile pe scurt al acestui studiu. Motivul principal pentru care românii din diaspora vor să întoarcă în țară este dorul de casă și de cei dragi. Bariera principală este corupția, nivelul de trai scăzut și mentalitatea din țară. Pentru că ei se întâlnesc cu mentalități diferite acolo unde sunt. Românii stabiliți peste hotare sunt preponderent optimiști în ceea ce privește viitorul României. Îi spun că procesul migrării are și avantaje, și dezavantaje și îi sfătuiesc pe cei care vor să migreze să pună în balanță punctele tari și cele slabe. Aici este un chart care trebuie tot ce am spus mai devreme. Aș vrea să închei spunând două, trei lucruri că noi considerăm și mă bucur foarte mult că și președinția prin consilierul prezidențial pentru diaspora și guvernul României prin ministrul societății informaționale consideră că diaspora este, are importanță strategică pentru România. Este un lucru extrem de important. Și asta este, sunt sigur că se va vedea în următoarele acțiuni pe care cele două foruri le vor întreprinde. Românii plecați au de oferit și sunt dispuși să ofere României încă multe
competențe, know-how, investiții, încredere și patriotism. Pot să spun că am văzut mai mult patriotism în străinătate decât acasă. Și e fain așa să vezi asta. Și au mult mai multe defere decât bani. E foarte important asta. La mine companie, suntem o companie de un grup de companii de 150 de oameni. Și îmi spune omul de la HR că, domne, se vede, un om care a stat acolo 6 luni, chit că a lucrat, s-a învățat, deja are ceva în plus față de cei care au stat în România și au învățat, s-au lucrat doar în România. Vă dați seama ce deja în industria noastră se vede asta și sunt sigur că în majoritatea companiei. Noi avem nevoie de ei, nu invers. Din punct de vedere materialului, cel mai mulți dintre ele e timp. Sigur. Din punct de vedere sufletește, e mai greu. Și am văzut asta. Dar dacă noi ne dăm seama că avem nevoie de ei, noi avem nevoie de oamenii care au niște lucruri pe care noi nu le avem, în primul rând experiențe și skill-uri în alte țări, și care ne pot ajuta. Și cum spunea și Marius, foarte mult diaspora a ajutat momentele importante ale României, văzând lucrurile de acolo. Noi, cei de la Romanian Biz Leaders, suntem aici pentru a da o mână competentă, zicem noi, de ajutor. Și în ultimul rând, unirea diasporei cu țara. Că toți suntem în orașul Unirii și cred că ăsta e lucrul așa care ne-a mânat pe toți să venim aici astăzi, să fim împreună și să reușim să facem împreună țara pe care ne dorim. Vă mulțumesc!